câte vor fi, să păstrăm doar cele bune, sufletele de copii. Este ultima lecție de dirigenție. Are, ca generic, absolvenții stăpâni peste zare. Iar motoul lecției este: învățătura din tinerețe este o dantelă săpată în stângă. Proverb persan. Stimați profesori, dragi elevi, părinți și oaspeți, ne aflăm în fața unui moment deosebit și memorabil, în care o nouă promoție de absolvenți ai Liceului Teoretic Școlei, promoția 2018, își servează în acest cadru festiv finalizarea studiilor liceale. Este un moment încărcat cu emoții profunde, atât din partea absolvenților, cât și din partea părinților, a profesorilor din acest liceu și, de ce nu, și a tuturor studiilor și inclusiv a invitaților, pentru că au venit pentru voi, dragi absolvenți, să vă susțin. Credeam că nu o să am careva emoții, dat prin faptul că am trecut prin atâtea clase anterioare pe care le-am, să zic eu așa, simplu spus, le-am scos din școală. Emoțiile sunt provocate din necunoștere ce prevestește despărțirea de școală, emoții inclusiv vis-a-vis de examenele care le așteaptă. Bacalaureatul este următorul focus. Urmează celelalte etape din timpul vieții voastre pe care le aveți de parcurs. Nu sunt cele mai ușoare, nici pe departe examenul este cel mai greu dintre ele. Am pregătit aici mai multe cuvinte. Nu aș vrea să mă repet, pentru că s-au spus atâtea lucruri frumoase pentru voi, dragi absolvenți, la care eu sunt de astăzi. Se vor mai spune astăzi, din cauza că avem o agenda acestei festivități. O să mă rezum la câteva momente interesante care le-am pregătit cu dirigenții, respectiv doamna Dr. Maria, subsemnata și respectiv doamna Iulia Istrac. Pentru ca să vedeți ce vreau eu să progres, o să vă povestesc o povestioară, un caz real, care l-am descoperit ieri pe internet și foarte educativ. Om de afaceri, cu ce un businessman, caz real. A invitat la interviu pentru angajarea de post vacant la firma sa vreo 200 de aplicanți. El avea față de aplicanți o întrebare vis-a-vis de un caz și aștepta un răspuns original de la toți aplicanți. Dintre toți, dar unul, cel de la sfârșit, a răspuns așa cum a dorit el, nu cum a dorit original, dar nu s-a așteptat la răspuns lui fantastic. Și o să vă spun, după care o să vă adresez și eu aceeași întrebare, pentru că este o întrebare legată de viață. Și de ceea ce vă doresc eu și mulți profesori, pentru că noi am stat alături de voi și voi alături de noi și unii pe alții ne-am învățat pe ceva. Deci, vedeți, m-am adresat următoarea întrebare la toți, inclusiv aplicantul. Este o zi cu furtună, plouă infernală afară, treci cu mașina ta personală pe lângă o stație de autobuz. Acolo vezi trei persoane. O bătrână, care este la moment, i-a venit foarte rău și are nevoie să meargă la spital, dar nu are cum, pentru că afară, acolo și nimeni nu se oprește. A doua persoană este prietenul. E exact prietenul tău de mai demult, care ți-a schimbat odată viața. Și a treia persoană este, aici se referă la băieți, în special, da? Pentru prietenul, a treia persoană este femeia visurilor tale, femeia ideală, femeia perfectă. Acum, întrebarea businessmanului este, către aplicant, ce faci tu în tale? Pe cine vei lua mașina ta, dacă mașina ta este doar un singur loc? Acum, pe voi, dragi absolvenți, cine dorește
cel mai logic, cel mai original răspuns ar fi următorul. Deoarece tu ești dator prietenului tău cu viața, iar femeia visurilor tale ar fi o alegere bună pentru prietenul tău. Te rog să vorbești mai tare ca să te audă toată lumea, deoarece nu avem microfon, da? Așa s-a convenit că o să ne auzim. Că o să ne auzim, da? Oferim mașina prietenului alături de femeia visurilor tale, pentru ca femeia aceasta să fie cea mai bună alegere pentru prietenul tău. Iar tu, fiind om cu un suflet mare, un om cu o carte la căpătăi, rămâi cu bătrâna în timp ce sunt în ambulanță. Așa, se acceptă răspunsul. Interesant. Da? Nu mă iași la mine să fie răspunsul, că nu mă sunt exact atenție, deci am două persoane, cel mai bun și bătrâni. O să-mi iau prieteni cel mai bun cu mine și o să sunt ambulanță pentru bătrâni. Așa, asta e varianta ta de răspuns. Mai au careva propună? Haideți, fiți mai curajoși. Aș vrea un răspuns de la un băiat, două fieți deja au vorbit, și de la băieți. Poftim. Fix ideea și care trebuie să rugăm. Crezi? Așa. Bine, deci nu mai aveți curaj. Eu aș vrea să... Eu dacă aș fi în urmă la persoana X, aș face felul următor. Câte persoane sunt cu mașină, așa la jos? Și noi am cu locații sau... Dar e un singur loc în mașină. Deci mașina doar e un singur loc? Un singur loc. Ai de ales între trei persoane. Păi, dacă mașina este multe persoane, nu? Sunt mașini care au un singur loc. M-am gândit cum să vă spun astăzi la
urmă 3 zavituri, prima cu 4 vagoane, a doua cu 5 vagoane și a treia cu 3 vagoane. Trenul se pornea, adică la această dată când am venit eu cu acest tren, s-a pornit din mai multe stații, tot așa trenul cu acela câtea vagoane, cu copii mici. Eu am lucrat în acest tren până la 1 septembrie 2006, într-o stație mică, unde s-au urcat cu mine pe 1-6 copii. Nici, care au fost petrecuți părinții lor la această stație, în țară cunoștințelor, plecați și ea. Dar în locul trenului meu, sau, cum am spus, au pornit mai multe trenuri, s-au mai pornit într-o stație mai mare, la un tren, care era, deci, eu eram transferitoare de vagon în trenul meu, alți copii s-au pornit doamna Dorincea Delta, tot așa, într-o călătorie, în cunoștință. Eu chiar aș vrea să văd dacă mai țin minte dintre acei 6 pe ce au rămas acum numai mai puțin. Să văd dacă țin minte care s-au urcat cu mine pe primul acolo. Dar vrei să se ridice în picioare să vă bată doi. Dar cu plasa, deci, în vagonul numărul
cum ați adăugat de seama, cum ați călătorit până atunci. Adică astea le îndelcă să aduc niște examene, care erau într-o condiție ca să treceți în următoarea garnitură a trenului care a constat în cele trei vagoane, a 10-a, a 11-a, a 12-a. Vreau să spun că voi ați fost cei mai îndrăzneți, mai curajoși, pentru că ați intrat în vagonul 10, știind că aici vor fi niște condiții, poate că călătorii mai, dacă mai aspre, mai severi, mai, știu, mai grele, poate. Dar v-ați descurcat cu mine până acum. Dovada este că și la care eu astăzi ați văzut foarte mult dintre voi ați fost active. Ați participat la diferite concursuri olimpiade, ați adus succese liceului, mândrie tuturor nouă. Adică astăzi voi în atmosfera aceasta de sărbătoare, poate nu știu cum să vă gândiți la această stație, dar cum? Acesta este adevărul și trebuie să să deveniți cum sau stați pe picioare cu așa sigure când o să ajungeți la această stație. Și pentru aceasta îți vă doresc succese când o să ajungeți. Acolo tot o să fim și noi unitari, de acum mai mult voi sigurei vă descurcați. Pentru că aceasta este o lecție, cu ce se termină o lecție? Să știți, prima dată. Ce? Temă pentru acasă. Dacă eu o să vă... Eu o să nu vin așa că sunt bulevici. Pot să vă vedeți. Hai, nu știu eu. Yeah.
spuneți la ce stație ați ajuns, care sunt prietenii voastre. Să nu uitați să luați cu voi
respectul, iubirea față de părinți, față de cei care v-au învățat, față de noi, profesorii, să nu uitați să vă luați cu voi toleranța, să știți că va trebui foarte multă răbdare și foarte multă toleranță, pentru că veți întâlni tot felul de oameni și tot felul de situații și va trebui să învățați foarte, foarte multe din mers. Vreau cu mare, spun că am foarte mare încredere în toți voi, că veți deveni cei care vă doriți, pentru că trebuie să vă doriți, în primul rând, să deveniți oameni care, cu care să se mândrească părinții voștri și mai apoi noi, instituția, să fiți încrezători, să nu vă temeți să descoperiți lumea, să nu vă temeți să greșiți, să învățați din greșelile voastre și să învățați să iertați. Să învățați să fiți voi înșivă, cum și-ați spus, să încercați din tot ceea ce faceți să trageți învățăminte. M-am mândrit și mă mândresc cu voi și în special în orice situație am avut cu o bună parte dintre voi și o altă, așa să zic, relație, pentru că cunosc din clasele mici, am avut așa și eu un elev cu voi și vă țin minte pochete și frumoase gătite în tot felul de modele, la tot felul de activități. V-am văzut astăzi în Carel, da, bine că vă văd și toată ziua la școală, v-am văzut mai mari, mai frumoase pe fete, pe băieți la fel și și sigur că cu tot inima vă doresc foarte mult, vă doresc foarte multă sănătate, vă doresc foarte mult succes vouă la stația următoare care vă așteaptă. Să aveți încredere în voi, să folosiți tot timpul care îl aveți. Eu spun totdeauna tuturor absolvenților, da, proverbul că porcul în ajun se îngrașă, dar se îngrașă. Se îngrașă, să știți. Și rog să mă audă toți care stau aici, care sunt absolvenți, care sunt candidați la BAC. Și să nu taie frunză la câini în continuare, dacă au tăiat prea mult acum, de până acum. Să încerce să muncească, pentru că de voi cei care sunteți, de rezultatul vostru la bacalaureat, se depinde foarte mult perpetuarea instituției noastre, care instituție cu statut de liceu. Și vreau să mulțumesc părinților, tuturor celor care au avut încredere în noi, să vă doresc să fiți sănătoși, să vă doresc să vă mândriți cu copiii dumneavoastră, pentru că ei sunt foarte buni, ei sunt ai dumneavoastră, ei vă vor mulțumi, dacă nu deodată peste ani, să dea Domnul să vă fie ei pe urmă scut nădejde. Și dacă sunt aici părinți care au copii în clasa 9, dacă le termină clasa 9, pentru că noi, da, să citim. Deci, invitația rămâne în vigoare, ne facem că îi așteptăm cu drag în clasa 10, îmi pare rău că, na, mă folosesc de moment, dar am zis că o să mă folosesc oriunde, oricui, o să-i spun că să aibă încredere în instituția noastră, că noi suntem o pleadă de profesori care știm să muncim și avem 500 și ceva de copii, bravo! Eu vă doresc vouă tuturor, băieți, fete, vreți și țin foarte mult la voi, vă iubesc, sănătate, noroc! Moscăriei, mă uit acum, erați frumoși, dar acum sunteți prea frumoși. Din topoței și cărăfiții, v-ați transformat în niște lucruri foarte frumoase. Ce aș vrea eu să vă spun? Da, absolvent sănătate frumos acest cuvânt. Au trecut ani, unde mai greu, unde mai ușor, pentru că ați acumulat cunoștințe praimice, stând și asta mă tâng, asta puținul meu care v-am spus
atâta, dar pe parcursul acestor ani, scumpii voștri profesori au dat cunoștințe tragice. O să ne folosiți în practica voastră de toate zilele, unde nu vă zice, o să dați dovadă de oameni cu literă mare. Să nu uităm, dragii mei, că drumul este asfaltat, dar mai sunt și gropi. Să fiți trecători, să aveți răbdare, că însă, cu ajutorul sfaturilor, dacă descurcă-i voștri profesori și părinți, o să ne mergeți greu. Voi puteți face acest lucru. De acolo nu mai trebuie tot șerile, nu mai trebuie mașinuțele, când și cătam, scoteau, să jucau, să așoară, părinte. Dar, de acum sunteți pe calea care v-ați aleasă voi cea de altă, care o să aveți un viitor tare frumos, numai prin munte. O să depuneți efort, o să învingeți greutățile. Din clasele primare, ați avut și voi din copilărie niște vise frumoase. Și cred că, până la urmă, acele vise o să se împlinească. Eu am câteva, nu o să citesc toate, fiindcă ce ați scris pe foaie, n-am divulgat secretul la nimeni, nici vouă nu v-am citit ce ați scris, o să iau, acum aș o să citesc câteva ce vreți să deveniți în viață. Dar să vă spun că aici sunt numai doctori, chirurgi, cântării, actrițe. Ei, mă spun că eu cred că aproape să fie, aproape de adevăr o să fie. Și așa, o să citesc pe Israel, așa, pe domnul meu. Ce să fiu? Eu vreau să devin chirurg. Când eram la grădiniță, deoarece o să ajut oamenii. Mai știu că chirurgul trebuie să termine 12 clase, chirurgul de 10 și 9. Chirurgul face operații și mai face și injecții, de corectori, poate să trebuie atunci. Ca să devii chirurg, trebuie să învăț 4 ani și 9. Mie îmi place această profesie. Da, părinții iarbi. Eu vreau să devin doctor. Să vă spun, n-au copiat unul de la altul, fiindcă am scris așa că era 15 în un zi, 15 în altă, 14 în altă, mai lipsea. Eu vreau să devin doctor deoarece voi vindeca oamenii. Ca să devin doctor este nevoie să înveți mulți ani. Ca instituția de învățământ. Omul ce alege meseria dată, trebuie să aibă cunoștințe profunde. Și mie îmi place foarte mult această profesie. Și-o sunt Gabriela. Eu vreau să fiu actriță. De ce? Fiindcă la această meserie visez de mică. Mie îmi place nespus de mult să joc în teatru, în scenete, în filme, etc. În glume și în toate, încă nu am, și în teatre, cum e atas, încă nu am jucat. Va fi greu, pentru că sunt mică. Să devii actriță, deoarece un actor, începe să-mi spui șeluțe, trebuie să înveți două cărți. Pentru un film sau chiar o carte, pentru un teatru, iar pentru scenete trebuie să înveți o pagină și jumătate. La parte mea e tot și pe două pagini. Eu vreau să îmi aleg această profesie, deoarece îmi doresc foarte mult. Ei, și în fine, am să iau un... N-ai lipsit atunci. Silviu lipsit. Ce să fiu? Eu mi-am ales profesia de medic. Pentru că spun, numai doctor. Și am spus, nu ne bombardez. Pentru că îmi place să lecuiesc oamenii. Silvia de medic este extrem de importantă, sigur că da. Pentru că trebuie să fac operații,
ce ați depus jurământul în fața care eu să se realizeze. Vă doresc succese, succese și iar succese. Cei ce v-ați spus în gând să se realizeze, Bunul Dumnezeu să mai aibă în bază și norocul să vă împojoare la orice colț. Nu uitați că liceul de Ioan Ixulin trebuie să se mândrească de voi. Vă așteptăm și domnul Alexandru Cavalcă spunea, nu uitați cum e vezi. Ați fost un model de mare și atât de tărie că suntem mândri că v-am potrivit. Dumneavoastră ne-ați învățat
și toți te numesc domnul Munteanu sau domnul Zăvorodniu, dacă pentru colegii de liceu vei rămâne nimeni altul decât Vițușor, nimeni altul decât Ghiță. Însă Ghiță crește. Crește și Inguța, și Măduța, Ionel și toți ceilalți. Amuzant ar fi dacă pe ușile birourilor, foștilor elevi, ar scrie poreclele lor din școală, în loc de inițialele caligrafice cu statut aristocrat. Dar din păcate sau poate din fericire, elevii, mai devreme sau mai târziu, încercează să mai fie elevi. Așteptând o pericule la întâlnire cu absolvenții, se pomenesc cu doamna Budirevski Margarita. Și asum responsabilitatea să presupun că această schimbare îi bucură pe profesorii noștri, pentru că succesul elevilor este cea mai de preț mulțumire. Însă noi vrem ca să oferim cât mai devreme această mulțumire, deoarece acest liceu ne-a oferit cele mai valoroase lecții. Ei bine, am învățat să ne acceptăm pe noi înșine, așa cum suntem. Mai tâși sau mai veseli, mai groaniți sau mai tăcuți, mai intensiv sau mai cari. Și sperăm că peste ani, când ne vom revedea, vom fi aceiași oameni, frumoși la suflet și la chip. Mulțumim, dragă liceu, că ne-ai fost leagă în timp de 12 ani și vouă celor care au conducut, zi de zi, sperăm succese, dar aceleași valori. Și desigur, am învățat lucrul cel mai important, oameni să fie. Și apoi să fie acest merit, dacă nu a dirigintelor. Dragi diriginte, vă mulțumim pentru tot și fiți sigure că dacă nu trecem bacalaureatul cu note suficiente, până la examenul de omenie, vom fi cu toții elevi.
fiecare lacrimă de-a ta îmi spunea cât de mult mă iubești. Pentru asta vă mulțumim. Tati, vedem în sâmbitul tău, mândria păzișe că uneori îți călcăm pe urme, chiar dacă nu ne-ai spus-o niciodată, știu că nopțile când nu erai acasă și serile când ajungeai către de la serviciu, era pentru a ne asigura nouă tot ce ne dorim. Pentru asta vă mulțumim. Iubirea și grija voastră au fost acolo, mereu prezente. Momentele voastre de timp nu le-ați arătat niciodată, nu v-ați exprimat dezamăgirea că v-am greșit și nu ne-ați reproșat nici cu nimic, dar pentru asta vă mulțumim. Vă mulțumim pentru că ați știut să ne transmiteți prin cuvinte puterea, pacea și certitudinea că totul va fi în regulă, chiar și când erați la mii de kilometri departare. Ne-ați învățat? Ne-ați corectat și ne-ați învățat blândețe și pentru că sunteți părinți buni, vă mulțumim! Am venit spăriți și răspăriți și mai tare. Însă,
frica asta ne-a dat nouă o lecție de respect, pe care după asta m-am apreciat, îl apreciez profund încă și până acum. Pentru mine, personal, ați fost niște exemple cu jos pălăria. Mă închin în fața dumneavoastră cu cel mai mare respect. Și vreau să vă mulțumesc pentru toate lecțiile oferite, pentru toate momentele din învățătură, în afara orelor de curs. Și să vă spun că vă iubesc foarte mult. Adică am să-mi amintesc cu mândrie. Eu am învățat în liceul teoretic cu mei, peste ani. În a doilea rând, vreau să mă adresez colegilor mei. Noi, de mai de mult, am preconizat că ascultăm ultima lecție, pentru că e foarte emoționant pentru noi. Noi, când am venit în clasa a 10-a, eram, nu știu, parcă mi-a automat și mi-a adunat din diferite colțuri. 5 slide vă pot promoții diferite, vârți diferite. Vă știți că ați fost un bine foarte scump, am înțeles apoi foarte meu, toate când ne-a certat și că am avut momente de tot, dar trebuie să spun așa. Însă v-am apreciat și am învățat de la fiecare ceva în parte. Eu pot să spun. Și în ultimul rând, vreau să spun cu o voce tare că ceea ce am devenit astăzi până acum îmi datorez părinților. Pentru că dacă nu avem pată de acasă, eu astăzi nu ajungeam aici. Profesorii nu aveau ce învăța, nu aveau de la cine avea așteptări și nu aveau ce încerca. Vreau să-mi mulțumesc mult. Să-i chipui după aia? Da, eu știi că fata mea trebuie cu asta 210 și că m-am felicitat. Vreau să vă spun că oricât v-aș mulțumi, nu sunt bine de ajuns. Pentru voi și la o cupă de șampanie, da?